noaptea. Da. Și în reluare, vineri la 12:25 ziua. Pentru că de mult. Da, bun, mulțumesc mult. Deci, încă, vă spun eu, 4, 6, încă 10 săptămâni de acum. Deci joia. Da. Mulțumim mult. Vă dorim sănătate, sărbători și să mai veniți la noi. Toată dragostea mea. Bună seara. Mă numesc Valosin Nicodim de la Alba TV. Aș putea să-mi pun o întrebare. Cum credeți că a recepționat publicul din Alba Iulia mesajul dumneavoastră? Adică mesajele în general. Tu cum l-a recepționat? Păi ca tânăr, ca nu știu, ca jurnalist nu mi se pare. De ce tu e ca jurnalist? Ce e aia să fii jurnalist? Știi cum zicea Blaise Pascal? Spiritul de finețe. Citești o carte și în loc să găsești un autor, găsești un om. Tu nu ești jurnalist. Eu nu sunt actor. Suntem oameni. Pe urmă sunt funcții. Ți-a plăcut? Da. L-ai simțit cu inima? Da. Păi și atunci, eu cred că în seara asta a fost o întâlnire de inimă. Nu-ți fie frică să folosești inima. Înțeleg. Credeți că publicul reprezentat în seara asta face parte din cei aproximativ 50% dintre persoane care nu se prezintă în mod regulat la vot? La vot nu se prezintă 80% din alegători. Deci sunt ale minciunii. 80% stau, nu în inerție, în silă, ca ciobanul minoritic. Restul sunt păstrăvării de votanții săraci. Ce să fac? Și că sunt cetățeni. Nu. No. Am auzit un banc extraordinar. Dacă îl votezi pe unul dintre ei, este rău, 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 rău de tot. Dacă îl votezi pe celălalt, este numai rău, 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 rău. Înțeleg. Vă mulțumesc mult. Da.